În aceste zile, în județul Hunedoara, are loc o conferință internațională română-franceză, în cadrul căreia se fac schimburi de bune practici între specialiștii celor două state în domeniul administrației publice locale pentru identificarea de soluții care să stea la baza creșterii potențialului administrativ și social al județului nostru. Proiectul își propune crearea premiselor pentru realizarea unui cadru instituțional de colaborare a unităților administrativ-teritoriale cu specialiști francezi și români pentru realizarea unor proiecte de interes privind dezvoltarea durabilă a județului Hunedoara. Vreau să mulțumesc din suflet domnului rector al Academiei de Studii Economice din București, domnul profesor dr. Istudor, pentru faptul că Academia de Studii Economice din București, împreună cu Academia din Franța, două academii de prestigiu, au organizat această conferință deosebită la noi în județul Hunedoara cu tema dezvoltarea durabilă a județului Hunedoara. Este un lucru benefic pentru noi, pentru județul Hunedoara, și este o mândrie să putem colabora cu două facultăți de prestigiu, una din România, una din Franța, pentru a găsi soluțiile cele mai bune pentru dezvoltarea județului, așa cum am spus-o, pentru dezvoltare durabilă a județului Hunedoara. Și cred că, așa cum o spun de fiecare dată, nimic nu este mult când faci pentru cetățeni. De ce a fost ales județul Hunedoara pentru implementarea acestui proiect? E foarte simplu. În anul 2018 am decis să redeschidem Centrul Învățământului la Distanță, probabil ca să și participa la acest eveniment. Și printre obiective aveam și astfel de evenimente. De fapt, nu se poate altfel, pentru că acolo unde mergem, noi, Academia de Studii Economice, avem 4 centre de învățământ la distanță. Nu ne limităm strict numai la educație, la a pregăti copiii pentru viitor. Așa cum am spus în discurs, m-ar bucura foarte mult dacă i-am pregătit pentru economia României. Noi dorim să participăm și la dezvoltarea locală, județeană, regională, cu expertiza de care dispunem. Avem teme, lucrări elaborate de colegii noștri. Rezultatele cercetării le punem la dispoziția domnului președinte, a tuturor celor interesați, și ne-am dorit ca această conferință să o desfășurăm anual în această perioadă, a începutului lui octombrie, tot așa în formatul mixt cu colegii din Franța și, de ce nu, și cu alte parteneriate, nu numai Petroșani, Alba Iulia, ci să vedem ce universități complementare prin alte specializări pot participa la proiecte de dezvoltare regională. Proiectul nostru pe care l-am implementat face referire la realizarea unui proiect inovator. Acesta a fost deja avizat și ne pregătim să îl implementăm să devină operațional. Sunt convins că această colaborare va fi una benefică pentru toată lumea. Evenimentul se derulează timp de 3 zile, iar mai apoi vor fi prezentate și rezultatele, constând în soluții de dezvoltare durabilă a unităților administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, pe principiul inteligenței teritoriale și acelei economice.